S-a băgat în disputa literară dintre antici și moderni, ținând partea celor din urmă. La 62 de ani s-a apucat de scris povești. Motanul încălțat, Scufița roșie sau Cenușăreasa sunt doar câteva dintre ele. În discursul său de primire în Academia franceză spunea despre matematică: nu poate exista un limbaj mai universal și mai simplu, mai lipsit de greșeli și de confuzii, adică mai demn de a exprima raporturile invariabile dintre realitățile naturale. Considerată din acest punct de vedere, matematica este tot atât de cuprinzătoare ca însăși natura. Ea crește și se consolidează fără încetare în mijlocul atâtor erori ale spiritului uman. Deși ministru în primii 4 ani ai domniei regelui Carol, Brătianu a fost arestat pentru complicitate la ceea ce s-a numit Republica de la Ploiești. Mișcarea n-a fost una tocmai a chefliilor descrisă de Caragiale, ci o mișcare organizată vizând înlăturarea monarhiei. Episcopul și istoricul român a sprijinit reformele lui Cuza, ne-a lăsat o cronică a hușilor și una a romanului, dar și o lucrare despre viața și minunile cuvioasei Maicii noastre Parascevei, cei nouă, și istoricul sfintelor ei noastre. A lăsat, pe lângă nenumărate roluri memorabile în filme, și 2 copii care i-au călcat mai mult sau mai puțin pe urme. Unul dintre membrii grupului celor 5 fondat de el îl caracteriza astfel: un muzician de prim rang, un critic al propriei sale opere, cu rigurozitate familiarizat cu muzica veche precum și cea modernă, Balakirev este mai presus de toate un simfonist. În cinematografia românească anilor 70-80, prezența pe generic a scenaristului era aproape o garanție a succesului. A fost dintre regizorii cu care a colaborat și Titus Popovici, trecând prin cenușa Imperiului după un roman de Zaharia Stancu. După 1989, Blair s-a plecat parcă mai mult asupra sordidului, cu filme precum Crucea de Piatră sau Terente, regele Bălților. Monseniorul s-a convertit la catolicism pe când avea 29 de ani la Roma, împreună cu verișoara sa Natalie, regina Serbiei. Una dintre cele mai mari construcții hidrotehnice din Europa și cea mai mare de pe Dunăre, are o putere instalată de 1080 MW. Nota de plată inițială a cuprins și dispariția unei insule legendare, Ada Kaleh. Ceea ce s-a petrecut la Casa de Creație de la Măgoșoaia încă nu este elucidat. Unii cred că cel mai iubit dintre pământeni era urât de Securitate. Dar, ca să-l citesc pe romancier, sunt lucruri care nu se spun și dacă am formulat totul numai prin cuvinte, valoarea cuvintelor ar scădea. De obicei, un număr de scriitori români, după ce au o intrare foarte frumoasă, talentul lor merge în regres. Intrat în 1948 în trupa teatrului Constantin Tănase, actorul născut pentru comedie a rămas fidel scenei pe care s-a consacrat. Mimica și gestica sa l-au recomandat în distribuția a numeroase filme de comedie românești. Eu și un pic. Păi să nu observe baba aia. Nu. Ce-i țipiri, bă? Tata fire! Tata fire, ți-ai scântit ochii! Tata fire! Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.